La 7 ani de la înființare și la 3 de la lansarea primului album, cei 4 rockeri de la formația Fluturi pe Asfalt din Cluj-Napoca își lansează astăzi noul album, intitulat Munți sub Mări. Evenimentul va avea loc în Club Control din București și acesta e motivul pentru care schimb acum câteva cuvinte cu Alexandru Prigoană, toboșarul trupei. Te salut, Alex! Vă salut înapoi! În primul rând, felicitări pentru felul în care sună piesa intitulată Fără Legătură, piesă care anunță noul album, dar și pentru calitatea coperții albumului. Vă mulțumesc, mă bucur că vă place. Pentru sunet este de menționat domnul Vladimir Ivanov, care nu face parte din Fluturi pe Asfalt, dar are un mare aport în sunetul general al albumului. Și coperta este domnul Robert Nog, trebuie să-i mulțumim pentru o grafică excelentă. Conceptul a pornit de la Eugen Maleș și de la versuri, inspirat de versuri, de titlu, dar realizarea efectivă a fost făcută de Robert Nagy. Cum ai descrie noul vostru album? L-aș descrie ca pe o experiență intensă. O să dezvolți ideea. Cel mai mult mi-ar plăcea să mă abțin de la a-l interpreta. Sper că fiecare să dezvolte o relație cât mai personală cu versurile și cu muzica, dacă se poate. Desigur, am părerile mele, impresiile mele, dar cred că cel mai bine aș face pentru orice ascultător dacă le-aș ține pentru mine. Nu vreau să creez prea mult mister în preajma lui, dar vă invit pe fiecare să le ascultați și să trageți concluziile. În principiu se menține în aceeași zonă de post-rock cu care ne-ați obișnuit? Da. În ceea ce privește stilul și instrumentația, nu ne îndepărtăm foarte tare de primul album, dar eu consider că sentimentul general este unul diferit, cel puțin pentru mine. Primul vostru album se numește Reconstituire. De unde vine titlul noului album, Munți sub Mări? Titlul poartă numele unei piese de pe album și numele piesei la rândul ei este parte din versurile acelei piese. Semnificația titlului aș vrea să o păstrez ascunsă și fiecare să descopere. În afară de concertul de diseară, unde veți mai lansa noul album? Parte din turneul de lansare mai este concertul de la Urania, de vineri seară, Cluj-Napoca și Cafeneaua Moscova, sâmbătă seara în Oradea. Cam la asta se rezumă turneul nostru. La concertul vostru de diseară cântă cineva în deschidere? Nu, va fi doar trupa Fluturi pe Asfalt. În Urania îi vom avea pe cei de la Fresh Rodeo, iar în Moscova vom avea onoarea de a cânta cu prietenii noștri de la Pinhol. Mulțumim fain, Alex! Felicitări încă o dată pentru single și bănuiesc că și albumul va fi la înălțimea single-ului și ne vedem diseară în Club Control. Vă mulțumesc și abia aștept să vă văd acolo. La revedere!